Eliberat condiționat în februarie, după aproape 8 ani după gratii și aflat sub supraveghere până la data împlinirii duratei pedepsei, septembrie 2021, Sandu Angel, zis Bercea Mondial, primește o nouă lovitură din partea instanței. Tribunalul Olt l-a condamnat la aproape 14 ani de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat de fostul viceprimar al Slatinei, Valeriu Matei, de tentativă de omor. Laurențiu Angel, unul dintre fiii interlopului, a fost condamnat și el la 9 ani și jumătate de închisoare. Cei doi vor trebui să-i plătească fostului viceprimar daune morale de câte 40.000 de euro fiecare. Ieri tribunalul Olt a decis condamnarea lui Sandu Angel, zis Bercea Mondial, la aproape 14 ani de închisoare și a fiului său la 9 ani și jumătate de închisoare, plus plata unor importante sume ca despăgubire morală. Cum vi se pare sentința dată de magistrații olteni? Încă n-am primit motivarea, probabil că s-a făcut dreptate după 10 ani de zile. De câte ori ați fost la tribunal în intervalul ăsta? De nenumărate ori, și la parchetul general la București și la tribunalul Olt a amânat de N ori cauza. E o sentință dură, vă așteptați la ea? Da, sincer mă așteptam. Mă așteptam pentru că, gândiți-vă, este deja un infractor recidivist. Nu era la prima abatere și își merita pedeapsa și consecințele acesteia. Decizia nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel. Sandu Angel, zis Bercea Mondial, și fiul său Laurențiu Angel, zis procurorul, au fost găsiți vinovați de tentativă de omor pentru o faptă petrecută în ianuarie 2009, pe fondul unui conflict spontan, generat de neînțelegeri privind statutul unui teren. Potrivit procurorilor, Sandu Angel a lovit cu un cuțit o persoană, proprietara terenului, iar fiul său a dat cu mașina peste fostul viceprimar al Slatinei, Valeriu Matei, aflat împreună cu victima. Cei doi au necesitat îngrijiri medicale de până la 90 de zile și respectiv 14 zile. Bercea și fiul său au fost trimiși în judecată în luna iunie a anului trecut, după mai bine de 9 ani de la petrecerea faptei.